Antrenorul Viorel Ion a dat câteva explicații pentru startul mai puțin reușit de sezon al Gloriei. În primul rând, lotul n-a putut fi întărit pentru că n-au fost bani de achiziții. Tehnicianul a afirmat că inclusiv fotbaliști din Liga 4 sau de la mini-fotbal au refuzat ofertele venite din partea Gloriei. Eu vreau de mult să facem o conferință de presă cu cărțile pe față vis-a-vis de ceea ce se întâmplă la Buzău, pentru că nu ne-am permis financiar să aducem. Știți că am ajuns de râs. Că au fost jucători care au refuzat Gloria Buzău să joace pe teren sintetic, pe teren redus. Și aici mă refer la Nicola, care n-a vrut să semneze, buzoianul nostru. Mulți alții, după Ardeal, după încolo, joacă. Pentru că ce spun, ce ne oferă la Buzău? Mai stau și pe acolo îi mănânc, pe acolo îi cheltui, la sumele pe care le oferă Buzău în momentul ăsta. O altă explicație e legată de lipsa de implicare la antrenamente și meciuri a jucătorilor. Ultimele salarii achitate au fost pentru luna noiembrie. Știți cu toții că sunt un antrenor mai sever și mai cu disciplină. În momentul ăsta o spun cu mare responsabilitate că nu pot să aplic ceea ce am făcut eu până acum, pentru că nu pot să-i biciuiești pe jucători în contextul în care nu-ți plătiți. Sunt la luna noiembrie și cred că nici dumneavoastră, dacă ați fi la, vă duce la servicii, v-ați luat banii. Câte? Decembrie, ianuarie, februarie, a venit martie. Este greu. Gloria ocupă locul 7 în serie, cu posibilități de accede atât în play-off, adică între primele 6 formații din serie, cât și în play-out, adică la retrogradare. Sâmbătă Gloria va juca în deplasare cu ocupanta locului 3, Unirea Slobozia.